un nou sezon poftiți pe la noi. Hai, da. Oh, hai, Chibre! Pune tu un ștras atâta cu labele astea de pescar. Mare poveste, arunci niște bețe, pe bune, hai. Tu sunt mai brută de felul meu. Mătis. Ia asta aici în doi, aici pui, aici se trage. Unu, cu două luate, da. Trei. Ai înțeles? Croșciu, middle kick în ficat și am plecat. Ai înțeles? O să zică lumea că suntem proști. Sus? Aoleo. Păi, dar nu e așa simplu. Am fost sacrificate, Paula. Doamne, Dumnezeu. Mă luat deja căldurile, sunt mult acolo. Să ne acăldezi pe cuvântul ca tine. Și fete mei de abrela munca. M-a luat sciaticul. Cum intrăm în stuf? Dar șerp nu sunt pe aici? Nu sunt. Ha! Mamă! Da, mare, dau mă să de treabă. De câte ori plec cu ei, am un șarpe mai mic. Un șarpe mai mare. Aia să moară, dracu! Un șoricel. E de cauciuc! Praștia. Nu! A, da! Vino cu toate le-am că nu se știe. Vino cu a... Mamă! Te găsește și în gaură de șarpe. Vine când nu te aștepți. Securitatea jos comunismul! Ești Liviu? Da! Dacă ești Liviu, atunci era. Că așa salută pe oameni el. Zice că se duce și la filmă. I-am luat, i-am pupat. Mai fac! Eu mă întreb de 12 ani de ce dă. Lasă! Mamă! Ia terminat! Pasă-le! Lăscă Dumnezeu, că bine că n-am făcut vreo boală. Bună seara, jurilorca! Mamă, mă simțeam așa, ziceai că sunt pe Wembley. Am explodat! Era să-mi sar mâna din umăr. Hai, băieții, hai! Doamne, a fost așa o energie! Neamărin, extraterestru meu drag. În 40 de minute, bing, bang, am sărit în pat imediat. Au trecut vreo 10 minute, am ieșit eu cu bățul. M-am uitat de jur împrejurul bungalowului meu, nimic. Am văzut că nu sunt camere, zic, care să fie? Bă, zic, ce se întâmplă, frate? M-am pus în pat, la 6 și 10... S-a întrerupt curentul și iarăși... Bing, bang, bing, bang. M-am tot gândit, băi, totuși, cine să aibă ceva cu mine? M-am dus la Paula. Am adunat câteva floricele. Aud niște bătăi în ușă. Bum, 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 bum. Zic, aoleo, dar ce-i cu panorama asta? Gata, do, bă, bă, bă. Panorama? Panorama? Neața. Ești bine? Da. Și vă puneam mărin cu trei floricele în mână. Hai odată! L-a vrut să mă sperie, a vrut să mă îmbuneze, că nu știu cum să le încasez. Fii atent aici, la și jumătate la masă, e la fără 20, am plecat. Treaba ta, e de rău, nu știu. Mă să prind o cafea, bună dimineața, și vine neamărin chipurile să mă trezească. Cristi, ai ieșit repede până să ajung eu? Ai fost pe la mine și ai sunat? Aia, nu, zi! Nu. Și pac, i-am dat o palmă. Nu, zi, nu, nu, zi, nu, eu, jură-te. Da, cine? Zi, da, știi cine? Nu, și la mine a sunat. Bă, nu pot să cred. Nu mai știam la ce să mă gândesc. Palma asta nu ți-o uit. N-are nimic. Deci dacă n-are nimic... N-are nimic, lasă. E să vezi cum te pun eu la muncă. Cu ce? Am vrut să mă sui pe casă, să scad în cap, că la ora asta nu se vine. Cu ce faci, mă? Cu ce? Ia, și de. Sper că ați venit cu pace, n-ați venit cu război. Băi, lasă-mă în pace, jură-te, mă, face, mă. Jur, mă. Du-te, mă, da. Ce-am vorbit eu cu tine? Ce-am vorbit eu cu tine? Da, am primit ieri. Să distrugi pe el, mă, nu pe am încercat, dar... Ai, ce faceți, domnul Cristi? Ce faceți, domnul Cristi? A sunat și la mine, mâncă. Ai sunat la mine prima. Dar nu eu. Le-am luat și noi pulsul să vedem ce echipă exact e prima aici. Neamărine, dar ai greșit rău, bre. De ce? Ai păcate mari de tot. Dacă ți-a dat unul care vorbește în japoneză, tu-ți dai seama? Ei, ai văzut, Liviule? Stai, mă, lasă. Dă mie, mă. Lasă. Dă mie. Uite, mă, băi, uite, mă, el mă zice, zice că se ducă și la filmă. Eu mă întreb de 12 ani de ce dă.
Mă, chiar sunt degeaba. Eu nebun? Nu, mă, chiar degeaba. Sunt eu nebun? Nu ai făcut niciodată nimic. Dă degeaba? Știe toată lumea ce medicamente ia și aia nu intrăm. Că n-are rost. Câte vrei să-i... 4, 6. Mi-am luat în jur de 14 șuturi pentru mine și am mai luat încă 12 pentru Andrei. De ce? Mai fac ceva? Mai fac? T-ai venit? T-ai venit? Jurilovca, în județul Tulcea. Am fost de foarte multe ori în Jurilovca. Am venit prima dată în 1987 să învățăm jocurile de aici, din zonă. E totul schimbat. Satul arată extraordinar de curat. Toate străzile asfaltate, cijmele de apă pe stradă, hidranți, canalizare. E dintr-un foc civilizația a pătruns. Acum o să merg în port, unde mă întâlnesc cu domnul primar, pentru că am înțeles că domnului primar nu prea îi place să stea la birou. Cred că e normal ca un primar să fie cât mai mult în mijlocul comunității. Vrei să mă ridic în picioare și eu? Emisiunea asta e emisiunea mea favorită, știți foarte bine. Neamărin, îl iubesc și îl urăsc în același timp. De la dragoste și ură e doar un singur pas. De ce venim aici? Să vedem dacă e ok sau nu e ok. Neamărin era... Plec. Uite, plec, jur. Ia faceți, mă. Tu, nu am văzut niciodată așa. Dar plecați, bă! Dar... Flo! Nu mai sunt cu domnul Barbu. O să sufăr foarte mult. Lăsând gloa la o parte, am două proiecte. Trebuie să fiu în ambele. Dar nici dacă nu mă luau, tot veneam. Deci n-aveați cum să faceți emisiunea fără mine, clar. Doar că, din păcate, nu o să pot să fiu în toate, pentru că filmez la serialul acesta. Vici și eu aș face asta cu tine. Măsoală maleta. Să zică și el problemele lui, de ce nu poate să ajungă la toată. Am spatele blocat total, n-am avut niciodată problema asta la spate, nu știu ce s-a întâmplat, ce s-a apucat. Din păcate nu voi putea veni chiar la toate emisiunile, sunt în plină terapie în momentul ăsta. M-am gândit că n-ar fi rău să-l stimulez un pic pe Neamărin. Zi-te, lasă-mă! Dacă muști... Cine e cel mai enervant și în același timp cel mai drăguț om din România? Eu am ajuns de la București, Jurilovca, și domnul Bârciu nu prea a spus pe mine unde este domnul Neamărin, unde este vedetele, unde este echipa filmare. Deci am ajuns așa. M-am gândit la Ricky să îl trimit și așa n-avea nimic de făcut, credeți-mă, n-are nimic de făcut. Asta cu sus și mușii să... Nu ne mai minți, Ricky, că știm toți. Oprește-te, gata, e mult. 20 august, în comunitatea lipovenilor, este sărbătoare mare, obrejenia, schimbarea la față. Eu la față mă schimb în fiecare dimineață, mă bărberez, mă aranjez, dar vreau să merg acum să-i determin pe băieții mei să fie și ei mai buni la suflet. Dacă nu se schimbă, e treaba lor. Eu vreau să-i duc azi la biserică ca să roage pentru copii, eu o să mă rog pentru copiii mei și pentru ei, că sunt ca și copiii mei, așa că eu merg cu batista albă, asta e simbolul păcii. M-am dus prima dată și am bătut încet, finuț de tot, la băiatul meu. Lali, tati, băiatul, cioc, cioc, băiatul, tati, vezi că nu bat tare. Băiețașul meu. Ia, băiatul, Olu, ia vino să vezi tu, că nu m-ai văzut niciodată în postura asta, să-ți povestească tăticul tot ceva frumos. Nu credeai în viața ta și nu credeam eu ca să vin vreodată la ușa ta, la... unde ești cazat, cu așa ceva. Intră Neamărin, smerit așa, cu un coș, cu busuioc, cu struguri. Bună dimineața, băiatul tati.
astăzi, în primul rând, te salut. Salut. Să te și pup. Astăzi este o sărbătoare mare. În comunitatea oamenilor de aici este obrejenia, schimbarea la față. Astăzi oamenii sunt din ce în ce mai buni. Astăzi vreau să te duc la biserică, pe tine și pe băiatul meu. Vreau să, da, vreau să mergem la biserică. Da, da. Uite-l, ce are mă ăsta? Seama, m-a luat și de un șoc de ăsta din somn. Ce, Doamne, iartă-mă, visez. Vreau să mă schimb de tot, să fiu om mai bun. Așa mi-aș dori eu să fie neamărind și mi-închipui acum. Să mă rog, ca tu și familia ta să fiți mai bogați de 10 ori mai mult decât mine. Să ai mașini mai multe, dar nu jafuri de alea care ai acum. Să-ți meargă bine, să devii producătorul cel mai mare din România, de emisiuni. Să ajungi mare actor. Și eu să vin mereu pe lângă tine la bătrânețe, să fiu mândru. De ce? Ți-a făcut rău ceva. Eu consider că la un moment dat vine timpul în care trebuie să ne schimbăm. Nu putem să o ținem așa de nebuni, de 16 ani, cu bătăi, cu dezastru. Hai, să mergem să mâncăm, mă duc să pregătesc masa, da? Le strâng la camere, da? Nu, zici să da. Dar zici, eu nu cred după fața asta. Ba da, fața mea s-a schimbat, sufletul meu s-a schimbat. Vreau să văd și la tine schimbarea asta. L-am lăsat așa. Nu știu ce am mai zis, că vorbea singur acolo, eu am plecat. Da, ce faci, omul? A luat-o, a luat ceva, nu? Și-a făcut satana cruce, vă dați seama. Deci nu începe așa. Bună dimineața, în primul rând. Să te pup. Nu-ți fac nimic. Îți vine să crezi. Ia loc. M-a surprins, m-a șocat total. Mă așteptam să mai iau câte o palmă, mă așteptam să iau câte ceva, nimic. Ceva de pe aici nu-i prinde bine și pentru că a venit total schimbat. M-a luat în brațe, m-a pupat băiatul meu. Băiatul meu, neamărin, cu un coș cu struguri, cu busuioc, când dădea cu busuiocul pe la capen stebre, i-a luat o raznă cei cu. Astăzi este o sărbătoare mare în comunitatea de aici, în comunitatea lipovenilor. Obrejenia. I-am povestit și lui că e schimbarea la față, că eu simt nevoia să mă schimb față de tine, față de Liviu, să fie pace, să fie armonie. Eu mi-am propus să vă duc pe amândoi la biserică, acum, după ce mâncăm. M-a dat la biserică? Da. De tur la pe noi, nu, nu, nu. Și mergem să ne rugăm pentru binele nostru, pentru binele familiei. Îi se întâmplă noaptea ceva, credem. Ori doarme în aer liber, cerul, luna, ceva îl trăznește, îi se întâmplă ceva, cineva îi face ceva aici, în zona asta. Ideea e că e de nerecunoscut omul și a zis că de astăzi o să vedeți un alt neamărin. Nu o să mai înjur, nu o să mai drăcui. Așa că să dea Dumnezeu să te faci bine, să te văd drept, să nu te mai văd așa, că zici că ești dână de la handicapatul numărul 14, cum merge așa. Nu vreau să te mai văd așa. Păi, deja ai încălcat ce ai zis, nu. Ai început prost de dimineață, ai început să râzi de un om cu o problemă. Nu, am zis să nu, păi mi-e milă de tine când te văd așa, că nu mai ai direcție, văd că ești schimbat, s-a dus șasiu, ești, vorbesc serios. Hai. M-a dus să pregătesc mii de jur. Da, așa văd. Să mor dacă nu vin, vin și mă plim. Poate doar pentru Trinita să ne bage cu emisiunea asta, pentru că asta nu există. Deci la neamărin nu există să zici nu și el să zică da. Frații mei, oameni buni, se produce un miracol aici în Delta. Așa da? Când am ajuns la Paula, Paula, cum credeți că m-a primit? Ce viață ai! Ce frumos! În jacuzzi, relaxare. Era dată cu creme pe față. Asta știi ce e, da? Jacuzzi. Obrejenia, schimbarea la față. Păi am început. E prima zi de toamnă. Dar azi trebuie să fim mai buni unul cu celălalt. Nu l-am văzut niciodată așa pe neamărin. Mi s-a încărcat de acasă cu pioșenie și s-a dus să o împartă. Eu sper să o împartă Liviu și Andrei fix în cap și să-i pună la treabă. Uite ce frumos ai început, eu te las aici. Toată ziua să stai aici. Și vin eu diseară și te spun ce am făcut. De mâncat îți trimit mâncare aici. Îți aduc micul dejun aici. Ce mai dorești? E un croissant. Da? Cu somon. Oh. Așa. Niște fructe, dacă se poate. Și un nou benedict, adică un nou coșar pus așa pe o cuplă. Neamărin a spus că pleacă să exorcizeze anumite elemente care au perturbat liniștea noastră a emisiunii acesteia. A mers și la Tania. Neamărin, e bine. E bine că mă atai mai în vârstă să termin cu nebunile astea cu ei. Uite, asta mi-am propus. Sincer, când l-am văzut pe Neamărin cu busuiocul, bă, ce face Neamărin cu busuiocul și cu strugurii? Cătăline, gata, mă schimb la față. Neamărin, știi ce e important? Că ești omul care s-a dispus primul să iei. Da, corect. Nu? Asta îmi spune că e extraordinar. Bravo ție și așa mi se pare foarte normal. Te aștept la micul dejun. Hai, ne vedem. Hai. Numai schimbare la față nu se face voi. Eu îi cunosc pe ei. Ei doi nebuni. Nu cred că
schimbarea la față o să se producă așa deodată. Hai să mergem să văd minunea. Că am auzit că s-a lepădat cu mătru marin de Satana. Aoleu, și eu m-am pregătit să-ți aduc cu micul dejun la jacuzzi. A început să mă ia la mișto. Un pic că și revenea. Dar ce ai pățit? Te-ai lepădat de Satana? Ce s-a întâmplat? Da. M-am lepădat. Hai că e o zi mare. Am auzit că de schimbarea... La față, cum? Am ajuns la micul dejun, aceeași atitudine. Eu mi-am dat seama că nu am visat. E chiar real. Neamărin. Neamărin, te-ai pus în soare, bre. Eu da, vreau să mă schimb la față. Să nu te schimbi la spate, ai grijă. Și ce că să nu-i dai dracu pe amândoi. Ei, uite, bre, ziua că ai fost în biserică, bă, cu schimbarea. Acum merge la biserică. Ai pus suiocul la tine, bre, și dai cu dracu. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Ne-am lepădat de Satana, de trei ori cum se face. Dar Satana s-o fi lepădat de Satana? Băi, stai, băi! Bă. Uite, băi! Bă. Da, s-a dat la noi, el, știți ce a zis? Niciodată, eu nu mai voi fac. Da, eu, gata cu dracu, gata cu bătaia, gata cu tot, să vedeți un al neamărin. Știți că l-a ținut? Până ne-am lepădat noi, de trei ori. După ce ne-am lepădat, după noi, eu nu mai puteam să alerg. Eu alergam și că sunt soldatul ăla care, ăla ultimul, de mai lea unul pe cârcă. Că venea o barcă, cu viteză. Asta e vârciu, asta e vârciu. Da, să vină încoace, da. Aoleo! În momentul 2 ce a făcut? A scos din buzunar praștia, nelipsita praștie. Direct peste ei unde ne amărim, călare pe ei, luăm plase, luăm mundiți, luăm tot, spargem tot, rupem tot. Și fugim. Eu mi-am pus piatră, că am zis prima dată, trebuie să-i dau tare să simte, ca să plece, să ne lase în pace. Colegii mei, măi, Neamărine, fii bun cu el, ia vrei gheață. Cristi mi-a dat o bucată de gheață, am băgat piatră în buzunar, am pus gheața. Are pietre în buzunar, 100.000. Al otru, corcodușe, a găsit ceva. Eu niciodată nu mă urc într-o barcă fără să-mi iau muniție după mine. Hei, hai să vă dăm peștele care l-am prins! Ia, hai! Neghiță! Hai după ei un pic acolo. Noi eram, vai, mama noastră, cu bărcuța aia, fără acoperiș. Iar ăștia doi, cu barcă de lux, cu canapele înăuntru, tapițate, cu șampanie la rece. Stai mai în dreapta un pic, are ceva la el. Ia ridică-te în picioare un pic. Mega me. Mamă, cu ce ai tras de plus? Ți-am zis că are ceva la el. Nara, cu cum ne-a văzut, a început să se transforme și nu înțeleg de unde dai dragoste să primești ură. Cum pe eu, că nu-i schimbul bun. Irați să fiți! De jur că te las să mă nimerești? Da! Dacă mă nimerești, da! Jur că te las! Dacă mă nimerești, da! Lângă ei, vrei! Dacă mă nimerești, jur! Jur că te las, hai dă-i! Nu pot să cred! Iar pune gheață, dă-i! Pune piatră, dă-i! La ochi! La ochi! Se coada mai decât de aceea! Dă-i! Dă-i! Dă-te-așa! 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 A fugit înaintea noastră el cu barca, s-a dus la Rikito. Vin, uite, hai că vin! Unde? Uite, aici. O, ce bine ochi aveți! Să trăiți! Să trăiți, dumneavoastră! Noi am venit să dăm la pește! Bun venit pe la noi! O, aveți grijă! Noi am venit să dăm la pește! La pește? Avem! Bravo, bravo, tată! Bravo, stai așa acolo! Miyagi! Ia fiate! Dă-l acum, Miyagi! Vezi că vine neamă! Da și mie aia! Dă-mi aia de pește! Aia de pește? Da, da, dă-mi aia de pește! Hai că! Și vrei eu! Da? Nu! Dă-mă la, da, tot să... cred că îl mustra conștiința sau ce... Bă, tu pentru cine ești angajatul meu, ești al meu, nu te-am trimis eu? A, da, domnule, da. Dacă îmi trebuie șeful, trebuie să dau. Și am dat un box de pește, cred că 15 kg de pește. Poftiți, mă rog. Bă, nu-i da, că asta fură, mă! Dă-n coac, Miyagi, cât o asta fură, mă! Aveți grijă, ca să nu cade! Aveți grijă, dă-i spate și fugi, tata! Dă-te așa. Fugi, tata, că vine cu... Nu moară, fugi! Rici, ai pus-o! Dă-i spate! Dă-i spate, că ne spart! Da, ne moară! A dat cu ceva să mai... Începutul războiul, după ce a dat peștere.
Stai, nu, nu, da, stai, stai, da, mamă, să-mi bag. Păi nu ești tu bun. Ce da? Lasă, 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 lasă. Dacă, 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 gheață, pietre. Mai pește, lasă, da, mai pește, ia pește. Oh, m-a pus să mai dau cu tic, mamă, mână, mă, mă. Medic! Medic! Hai, chelioasele, nu te mai doare spatele. Te-ai vindecat, hă? Andrei a aruncat mie direct în picior. Mamă, și am explodat. I-ai rupt piciorul! Mamă! Feriți-vă de mine că vă omor! Îmi ieșiseră venele. Mă durea. Bine că nu a nimerit pe moroc, că putea să fie mai rău. Nu sera mai rea, dar... Hai, gata, pace, gata, pa, pa, la revedere, drum bun. Am îngropat secura războiului. Noi am zis, bă, gata, hai, pace, 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 numai, gata, pace. Nu te popă, că nu te-am mai pupat de da, măi, chiar a fost dor, pe cuvânt. Am zis, să te pupă. Eu am crezut, dacă am zis pace, pace să fie. De unde? El, apropiindu-se de mine, s-a repezit și mi-a luat pălărie. Hai, lasă, stai fără pălărie, hai, mă, dai drumul. Pac, și-am plecat. De s-a schimbat la față. E instant. Stai acolo, stai acolo, tia, tia. Dai Neamărine, unde ești? Du-te mai în spate un pic. Lasă-o la noi, băi! Lasă, nu, iau, iau! No, te mai faci un pic. Băi, lasă-o că o iau eu, băi! Nu mai gata să ai așa, nu mai dai lui. Ai zis, la barca, te-ai fost să-ți mă duc eu. Mi-am dat seama de gravitate și am zis, nu, barbule, nu, te rog, te salvezi, eu. Nu te scufunda. Eu. Băi, barbule, știi ce? Ia roagă-ne frumos. Băieții mei! Vă rog frumos să-mi dați pălăria, că dacă nu... Să nu vorbești urât cu Onec. Și zi, vă iubesc din suflet. Vă iubesc din suflet. Și sunteți ochii și lumina mea. Fără voi... Nu fac nimic. Sunt mort, sunt mort. Sunteți ochii și lumina mea. Sunteți ochii și lumina mea. Ne-a rugat frumos, cum ne-a rugat frumos că v-ai S-a rugat și pentru noi, să ne fie bine, să nu fie rău. Și după care am zis să-i o dau. Și pentru că noi te iubim să pornești repede. Și pentru că noi te iubim foarte mult, îți dăm această ofrandă din suflet pentru tine, barbule. Da. Băgată și picioarele să-mi bag, dar eu n-am mai mamă, mamă. Uite că ai salvat-o, bravo, barbule. Eu n-am aruncat în viața mea o pălărie, dar nu m-am născut mama ca o boi. Și am luat pălăria de aici și am văzut să-i... Apă, nea, barbu. Da, e și vântul care joacă festa. Pentru că tu aruncătura a fost bună. Vine din... Eu am văzut... Da, nu, da. Dar târziu. Vine cu curenți. Nu mai vrea să dai, dai, tot ce dai, să aveți parte, nu mai de rele. Să vă plăzească cu ei. Să aleagă praful de voi. Să aleagă praful de voi. Vai de capul meu. Abia aici s-a terminat totul. Și am luat-o spre casă. Eu zic să-i dăm spre mar. Leanca, am făcut treaba. Ne-am făcut treaba aici. Ce greu! What? What? Ce mare, nu cred! What? Ce e asta? Pivon de mare? Shalom, mă! Ce e asta? Asta-i shalom? Asta-i shalom mare, nu ce ziceai tu ăla mare. Ce mare! După ce a terminat războiul, când noi am fost la altă loc și am venit domnul Neamarin după noi, și atunci și a luat mai mare pește. Richito, unde e peștele? Ah, aici! Ai prins? Ah, da! Am ajuns și la domnul Ștefan, care era în barcă cu Ricky și cu masa aia. Și încă mai trăgeau de niște plase și Neamarine a spus lui Ricky să vină cu noi, să mergem către mar. De ce ai dat peștele la dușman? Nu, dușman, nu e! Șeful meu era! De ce? Șeful tău, spaga. Neamarine, poți să bați la mine, dar... E șeful meu. E șeful tău? Ești cu... El ești, da? De nu ți-o dai eu ție și pentru șeful tău și pentru tine. O să vezi.
Cine-s la plăcinte? Eu cu Ricky, dar pentru că nu aveam ce să fac, m-am apucat să curățat. Și intrăm la plăcinte, lăsăm legumele, Ricky va fi la pește. Îmi spuneți, eu fac tot ce-mi ziceți. Facem orice, ce vă trebuie? A venit domnul Cristi, Cătăline, ia aceste legume și dă-i drumul la treabă, să le întorci pe o parte și pe alta și să le coci pentru saramura de pește care va urma. Încep să miroase niște chestii pe acolo. No! Oh, baby, ceapa, a intrat la ceapa, la treabă. Nu așa, Ricky, Ricky. Oh. Ah, da. Așa. Și n-ai nicio treabă. Adevărat. Și pot să scos direct, da. Mister Cristian, după asta te pun la plit acolo, la pește de mare, da? Mă bag. Ăsta a fost curățatul peștelui. Nu, încă le mai am, nu, dețele sunt toate, numai că porțiuni din ele sunt ușor avariate. Șef Cristi, ce mai fac? Acum facem curat aici și începem să ne apucăm de plăcinte. Bine. Ai mână liberă? Uite, vii să faci plăcinte cu Tania aici. Aoleu, acum mi-am să aminte că lăcustele veniseră acolo la un moment dat. Zăceau pe acolo pe scaun, după care nu înțelegeam de ce aerul e proaspăt și curat, pentru că dispăruseră de acolo, plecaseră. Dacă vine neamărin, îmi spui, da? Nu, vine. Stăteam pe șezlong, priveam marea, ca doi îndrăgostiți, practic. Mamă! Era tăticul aici. Cașcaval, bă. Cașcaval, bă. Nu știu ce l-a apucă uneori, dar are momente din astea în care... Se pierde. Se pierde, da, total. E ceva, nu e în regulă cu el. Vrea să te pupă. Mureau. Când mă fac pe gură, eu muream aici. Cu plăcere, bă. Mulțumim, am zis. Adormisem, bă. Hai, Richito, tata, hai. Aha, hai, da, hai, tăticule, hai. Hai că mergi. Ce, muncesc de cât timp? 2 ore. N-am auzit un hă-hă-hă, un chichichi, mi-mi-mi. Bine, tu dacă ai muncit acolo, ai face hă-hă-hă. Începe să miroasă. Wow. Da, așa miroase, așa, da. Mamă, ce mișto. Bine. Au început să sfârâie plitele, să se pregătească totul pentru borș. Iese, merge treaba, merge. Păi da, nu merge. Bravo, Cristi! Să rămână neamarine! Bravo, Moro! Mersi, neamarine! Moro! Bravo! Ricky avea pe el îmbrăcat, cred că să-l enerveze pe neamărin, avea un tricou cu fața lui Liviu. Eu când am văzut tricoul, ce credeți că am făcut? Am luat direct un șervețel mare așa, m-am dus, l-am băgat în sânge. Vino cu un pic, vino cu aici. Da. Nu! Aici! Nu cred! De ce faci asta? Nu-i frumos? Se vede ce frumos îl fac cu băiatul meu. Domnul Vastra! Da. Este obraznic. Oh, domnul Neamărin, nu e frumos, domnul Neamărin? Doamne, stai liniștit. Toți vă rog. Tu nu-ți dai seama că tu ai o lună de stat cu mine aici? Da, domnule. O lună. O lună ai de stat cu mine aici? Nu-ți rușit. Am murdărit tutoricul meu, Noua, și am continuat tutoreaba. Ce pot să fac? Ăsta nu-i întors. Ăsta nu-i... Încă nu-i gata ăla? Dacă încă nu se vea singur. Agree, my friend! Aici prea multă veselie, muncă mai puțin, da, prea mult cu lume. Așteptăm Alba. E făcut master? Ce a făcut ăsta? Nu. Nu? Nu. Are șur? Ok. Borșul se fierbea, Moro cu Cristi erau la plită, peștele sfârâia, legumele erau făcute, atmosfera... senzațională. Pe smugleancă? Priză la public. Eu iubesc smugleancă. Ac talentă mâna rasvețe, zaglinul să se nisat. Fac parte și din grupul folcloric lipovenesc Juravel. Transmitem generației tinere tradițiile. Tradițiile noastre constau în portul tradițional, în cântece străvechi lipovenești și rusești, în gastronomia locală. Prata voca!
которого любила, про того, чьи письма берегла. Stai, dacă tot sunteți aici, hai să fixăm așa. Da. Mâine, pe la ce oră vă puteți aduna voi toate, ca să o trimis și eu pe ea? Da, să vin la voi. O jumătate de oră cu ea, da. Să repetați, să fixăm. Spectacolul la 18:30. Da. Aduc și chichica. Da. Și ce știi ce înseamnă chichica, da? Știu, da, da, atunci asta înseamnă te faci la păr și rămâi așa. Da. Numai da, de, da, da, dar rămâi așa. Paulina, trebuie să-ți fac o poză, da. Că numai cu paharul în mână te văd. Ce vorbești? Dar vasele astea crezi că s-au spălat singure sau cum? Hai, lasă. E, na. Lăcă-mă de aici, că nu te știu. Nea Marin, eu o întrebare. Eu n-am avut timp să fac nicio coreografie. Ceasul este ora 7. Nu mai intru deloc. Mai cu putul meu, nu mai intru. Edi aici, avem timp până la noapte. Unde? Aici facem acasă. Edi aici. Păi repetăm. Da, dar uite, nici eu n-am avut timp să-mi lucrez în momentul. Păi ai fost ocupat aici. Te rup, te-ndoi, ți-am zis. Nu te pune. Du-te la bucătărie. Ok. Și ceri două legături de leuștean. Ai venit? Ok. Bui, hai. Dă-i cu șprițul până la ziua. Dă-i. Hai, bă, o dată, bă, mișcă-te. Oh, scuzați. Vii, parcă te duci. Am fost acolo, la prietenii mei. Ce ai luat? Leuștin, dar una bună. Yeah. Are grosul. Spală și hai. Okay. Cât, doamnă, cât leuștean? Ăla tot? Dar asta e leuștean? Da. Nu, e țelină, mai. Băi, e țelină. Asta e țelină, băi. Eu de asta m-am uitat, e zic. E țelină, băi. Du-te repede și adu leuștean. Repede și adu leuștean. Repede, hai, ai venit? Până la 100 să fii înapoi. 1. Ah, imediat. 2. 3. Iar zi, ca prima zi, iar două zi, iar trei zi. Picioare mele, tremur. Hai! 5. 9. Ce bun. 88. Ce numărul? La păcălipă ăla să alerge până la 100 să vină cu nu știu ce zesa. 90. Ia uite-l-i. 91. Am auzit-o de la departe. Doamne, e aproape gata timpul, fix aproape gata. Și am dat mai mult de piteaza. 96. 96. 97. 6. 98. Bă, săracul, cât a alergat ăla. Forrest Gump. 99. Bravo! Bine. Bravo. Spală. Bravo. Spală, hai. Spală repede. Noi am fost absolut convinși că am muncit atâta, că vom sta până totul este gata și vom gusta direct din oală ce am făcut. Nu. Două probleme am. Da. Uite, să așezăm șezlongurile astea frumos la linie, așa, să tragem, da, cu grebla în pălângă. Okay. Da. Știți cum e, mai rămâne una. Așa. Alta. Și acolo, mai în nordul, un pic la plajă, acolo, avem niște scoici de-astea. Aha, și acolo, o cundim. Acolo, acolo. Așa. Să le adunăm, da, le prindem. Uite, vă arăt un model acum, fiți, da, atent aici. Și se, în ce? Le să prindem poată. Da. Ia. Aha. Am văzut la cineva, uite. Și de treabă, oameni, este. Aha. Și vă dau și eu, dacă unde nu e ghea găurită natural, vă dau și eu filetantă să o găurească. Dă-mi coace mie asta. L-a pus la treabă, bine, măi, fiate. Un cuțit. Aute. Și ne trebuie o... Am și o sculă aici, uite. Așa, bun. Dacă e nevoie. Și trebuie o lădiță, ceva să... ca să le punem scoicile, să le, sau le facem acolo. Păi că am schimbat un pic unghiul, că s-a întors cu mătru și să nu mă găbjească. Andiamo, dai! Andrei m-a chemat și mi-a zis dacă pot să l-o lecuiesc aici în emisiune din anul ăsta, pentru că el are alte filmările, are multă treabă de făcut. Și abia așteptam un telefon să mă ducă din nou la poftiți la noi. Mergem să ne uităm la ce a pregătit moșul. Ia. Facem o surpriză. Când am ajuns acolo, am văzut o scenă imensă, o grămadă de oameni, foarte mulți oameni, un loc superb, nou-nouț. Chiar m-am întrebat eu, ba, ce caută Nea Marin aici? Andiamo a vedere il palcoscenico, come ce l'ha fatto, no? Cred că Livio și Andrei au făcut ceva ca să rezolve treburile acolo, pentru că el singur nu cred că putea să o rezolve. Vreau pentru început să fie un stativ în mijloc cu microfon la el și două microfoane aici. Ați înțeles? Ne-am mărit! Ce
se aude, mă, acolo, mă, după galerie de fotbal de la Jurilov, habar n-am. Văd un grup masiv care se îndrepta către scenă, strigând. Neverine! Cine era în frunte? Finul meu, italianul Sony Bellucci. Era ței dracu să... Neamărin! Neamărin! Relația mea cu Neamărin este o relație chiar familiară. Eu îl respect foarte mult, îl admir. Este un om familist, are principii sănătoși, cum le avem și noi, și n-am înțeles foarte bine de la început. Am venit să te salvez! Da? Da! Jură-te! Da, m-a trimis Andrei! Ce a zis? Că sunt asistentul lui. Da? Da. Bine ați venit! Ai grijă! Bine ați venit! Bine ați venit! Am venit, domnul Sony! Nu cred! Wow! Câte minute ai? Am pregătit 3 minute, dar dacă vrei mai mult, putem să faci și mai mult. O, bine! Ce număr ai? Am un număr superb. Veniți în coace. Sigaret un pic. Oha, bine ați venit! Hai în coace. Salut! Salut! Mamă, ce mare, ce surpriză, bă! Îl știu pe Sony de foarte mult timp, că am fost la circul lui și l-am cunoscut, un om excepțional, chiar m-am bucurat că l-am văzut. Mă bucur că ai venit. Și eu mă bucur că te văd. Te văd bine. M-am îmbrătișat un pic, dar imediat a început cu bataia. Dar ce ai slăbit, nebunule? Da. Ce ai făcut? Cura, un pic de cura, da. Se-am grijă de mine. Mă bucur, bine. Stai un pic, ascult. Mă bucur că am venit prietenul meu, domnul Sony, și am vorbit cu el. A zis că, sunt asistentul lui domnul Andrei. Gata, am înțeles. Colegul meu. Deci, mă bucur. Nu mai primesc atâta de mărt bataie de la domnul Neamari. Eu am crezut că vin așa câte 7, 8, 10 copii. Câte 20 de copii, 25 de copii, o formație. Îmbrăcați toți superb, costume roșii, costume albastre, costume maro, fiecare minoritate cu costumul ei tradițional. Să rămână, ăștia sunt de amici? Da. Auzi, hai să-i dăm la umbră undeva, să nu stai în soare. Nu-i dați în soare. Bună! Era doar o nebunie acolo, nu știa nici el unde era. Signor Neamărin, scuze. Da, te rog, te rog. Nu vreau să te deranj, dar unde se schimbă fetelor? Aoleu, zic, n-am ce fac acum. Uite acolo, dau afară dansatorii, okay. Până la ei și se simt. Când? Păi mă mâncați aș gura dacă încep cu mine așa, uite-te. Nu încep cu tine așa, dar și lor trebuie să se schimbe un pic. Avea 100 de foi și nu știa de capul lui. Păi aici, aici. Da. Domnul Neamărin, aveți un secunde. Da. Am ajuns domnul cu Pepene de la mai devreme. Da. Acum. Da, să se ducă acolo. Acolo, da? Du-te pe aici, okay, așteaptă-l-ai okay. Și pui acolo unde vrei. Devin înapoi atunci. Bine, da. Okay. Neamărin era acolo în mijloc la 200 de oameni. Cred că era zapăcit. Mă rog, fetele, unde poți să se ducă la toaletă? Am început să-l distrug psihic. Mamă, o oră până să nu mai, te rog. Te rog eu mult. Te distrug. Nu spui nimica. Da, și-ai fost și-a fost. Dă-te mâna, ce-ai fost, vină! Mi-a dat teroarea teroarele. Când intrăm, arată-mă desfășurător. Treceau 2 minute. Și o masă cu oglindă, un colț pentru ele să se machieze? Să desenez eu una într-un colț acolo. Ai avut toată viața ta. Ai avut toată viața ta. Mela, ai! Unde repetăm? Un loc, unde putem repeta și noi? Vino încoace, du-te și vă duceți să repetați acolo. Suntem mulți, nu intrăm toți. Lasă că mai bine repetăm aici. Neamărin! Da? Unde pot să iau un pic de apă, că oamenii ala sau mor de cald? Un pic de apă, așa mai bine, hai. Luați-vă toți și plecați. Uite acolo. Uite ce, suportul, uite acolo. Uite acolo, îi bași pe toți. Dar de beur. Da? Bă, te rog eu frumos, lasă-mă, lasă-mă. L-am îndepărtat o dată, de 2, de 5, de 9. Am înțeles, ești pus pe mine. Ești pus pe mine. Stai seama că a trebuit să aplic și palma și bastonul. Pune așa mâinile. Pune aici. Pune mâinile. Pune așa. Ține așa. Uite-te vine ochii mei. Uite-te vine ochii mei. A nebunit, a început să-mi bate palme. Am primit domnul Sony bataie. Am văzut și asta. Mi sunt preparată. M-a spăcat-o la mano, bastard. Ah. Ce mă stresează Liviu și Andrei când e spectacolul, dar ce a putut să-mi facă ăsta? M-a obosit